mergem la grădina botanică în această dimineață, pentru că suntem liberi din 1 iunie și am stat și m-am gândit ce să fac. Și am zis, bă, mi-a venit ideea, hai să merg la grădina botanică. Am ajuns la universitate, de aici trebuie să luăm autobuzul 201 sau mai multe variante, că sunt mai multe autobuze. Efectiv și troleu și... troleu, atâta. Dar sper să prind un autobuz care are aer condiționat, că e cam dezastru în București. Da, mie îmi place căldura, de asta mi-am luat și un tricou, ca să fiu mai ok. E bine, autobuz cu aer condiționat, dar astea nu au aer condiționat, astea la ante e dezastru. Disaster. Mergem mai departe. Iată că am ajuns și toți oamenii ăștia care vedeți aici, e o coadă foarte, foarte, foarte mare. Nu știu cât o să trebuiască să... Noi buni. Intrarea a costat 5 lei, iar ca să intre la serie și să intre la... expoziții costă încă 5 lei, ceea ce înseamnă că am dat în total, ba nu, 5 lei. A, 10 lei intrarea și 5 lei și 5 lei celălalt la serie și la muzeu. Așa că haideți să vizităm și să mergem să ne plimbăm și să vedeți și voi. Băi, nu mă pricep eu la ierburi, la frunze, dar cert este că îmi place mirosul de tei și asta îmi place. Acum vreau să caut muzeul, să intru la un muzeu. Hai să văd ce am eu de vizitat, 10 lei. Dar cum te-ai dat-o? Mamă, peștele ăla... Oare o sta bine în tigaie? Thank you.
suntem în sera din grădina botanică. Ce să zic? O adevărată junglă. Pot să zic că e... Wow! Chiar îmi place. Oare aș putea să mă sui acolo sus? Nu se vede. Sus acolo?
Da, asta chiar mă duce în vechime. Soba asta. Amintește soba lui fratele meu. Aici se termină vizita mea la acest muzeu și la această grădină. Aici se termină și vom pleca să mâncăm. Este ora 1 și ceva, iar Vasile încă nu a mâncat. Aici se termină. Mamă, și mai sunt oameni, mă. Mai sunt oameni.